Înțelegeți voi așa ceva? Pistrui? Ce mă? Pistrui? Pe ochi, în pula mea! Gata, ai pierdut! Ce te... Pistrui, mă, nu înțelegi? Pistrui? Îți făceam pe ochi, pistrui! Hei, salutare tuturor, Stix Slater și bine m-am găsit la ceva și ceva special. Lângă mine, pe bancheta din spate, am un invitat surpriză. Alături de el o să facem astăzi Whisper Challenge. Vedeți, face și cu mâna, e un tip elegant, corect cât de cât. O să-l invităm în scenă pe domnul. Aoleu, am crezut că murim. Am crezut că moare. Doamne, am crezut că murim. Stătea pe bancheta în spate și a crezut că moare. Astăzi o să facem alături de domnul. Sunt domnul așa, domnul capitan. Domnul capitan, cum te cheamă? Spune. Gigi. Gigi. Îl cheamă Gigi și l-am imitat la Marius Show aici alături de mine, fantasticul Gigi. După cum l-a recunoscut, l-a cunoscut și pe voce domnul Malakai aici în vizită la mine. Domnul capitan Malakai, s-a întors în Spania și o să facem alături de el Whisper Challenge. Avem telefonul aici, avem căștile, avem și melodia pe telefon. Și dacă nu știți despre ce e vorba în Whisper Challenge, eu îi bag lui muzica la maxim, îi zic un cuvânt, iar el trebuie să-l ghicească. Și dacă vreți mai multe challenge-uri alături de Malakai, că tot e acasă acum. Vine de sărbători de la muncă în Spania. Vine de sărbători de la muncă în Spania. Apăsați butonul de like și rupeți-l pentru că e ceva special și înregistrăm cu camera pe bancheta din spate a mașinii. Chiar dacă se și acum suntem un mers. Nu știu dacă se vede, dar suntem un mers acum. Chiar dacă eu port o șapcă, niciodată să nu întrebați de ce în casă, pentru că plouă. Și el poartă o șapcă de capitan, are căști. Dă-te mai așa când te vede lumea. Dă-te mai așa cu tot corpul. Nu chiar așa de față, că bagă lumea la panel. Ok. Hai să-ți bag muzica. Hai. Și o să zic un cuvânt. Primul cuvânt. Să fii atent la buzele mele. Mm-hmm. Și ce cuvânt va ieși o să fie teroare. M-auzi ce muzică îmi băga și de-aia în Pinocchio. M-auzi? Nu, te aud. Ești prost. Nu știu ce zici. O să zici ce vrei. Da. Ești prost. Nu? Hai, m-a așteptat să zici aia, ok? Ok. Bun. Hai că i-am băgat muzică. E bună muzica asta, nu am avut nimica, nu să-mi aud nimica. Acum, o să zic cuvântul, fiți atenți, coțofană. Coțofană. Nu e bine? Nu e bine? Ba da. E bine? De unde știu? Știi pe buze, să știi. Hai, mai zi unul. Să termină muzica. Ok, mai zicem încă un cuvânt, pentru că mi se pare mie că a trișat și l-a auzit. Nu trișai, nu? Păi serios, hai zi. Nu au ce tare să aude. Iubire. Copil? Iubire. Copilărie? Iubire. Bomboane? Iubire. Ochelari? Nu. Ui cu cu? Începe cu cu? Nu. Nu? Da? Iubire. Iubire. Jubilaie? Cine mă zice acolo? Nu înțeleg nimic. Iubire. Inima? Nu. Iubire. No. Iubire. Copyright? Nu. Iubire. Nu înțeleg ce zici. Iubire. 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 Bă, ești nebun. Așa se zice iubire, mă? Cu jumătate de gură. Păi ce iubire aia? Ok. Ok, cred că eu nu mă văd prea bine. Cred că stau aici și nu-mi vrea să vede capul meu. Stai mai așa. Trebuie să stai așa, nu știu cum stătuși. Au rog. Nu poți dau camera? Bă, dai de aici, mă, încă. Așa. Ok. O să-mi pun căștine în urechi, el o să-mi spună mie un cuvânt. O să spun melodia asta de la Hade, la Kevin. Kevin, e mersi, mă. Ok. Așa. Dăm drumul la muzică. Nu, te au apăs pe ele. Zi. Apăs ceva? N-aud. Hă? Să nu mă faci prost. Nu? Acum zic cuvântul, ești atent? Zi. Linguriță. Elefant? Nu, linguriță. Răzuit? Linguriță. Litoral? Nu, e pe aproape. Linguriță. Pinguin? Linguriță. Pinguin? Linguriță. Undiță? Pe aproape, ești pe aproape. Să termină la... Unicef? Nu, linguriță. Scoci? Nu, linguriță. Liturghie! Lituania! Începe, e bine cu ce începe. Lingură! Da, și mai e ceva la sfârșit.
E bine, lingură, numai că e ceva la sfârșit. Furculiță! Cuțit! No. Castron! Farfurie! Oh my god. Asta e linguriță, era bine lingură, dar... E bună lingura, păi da, aia e! Da, hai, merge lingura, păcălim, acceptăm. Acceptăm lingura? Ok, acceptăm lingura. Bine. Foarte, foarte tare. Puțin. M-auzi? Mamă, cum îți dau nimica? M-auzi? Nu te aud. Te mai dat, m-auzi? Păi citesc, mă, buze, sunt profesionist. Ok. Hai, zi. Cuvântul de astăzi este... Coțofană. Coțofană? Cuvântul de astăzi e coțofană, însăși, cumva? Cum dracu ghicești? Ok, zi ia cuvânt, hai. Microfon. Portofel? Nu, microfon. Porumbel? Microfon. Se termină muzica. Microfon. Termină muzica. Microfon. Se termină muzica. Se termină muzica. Ce râzi? Microfon. Microfon. Florin Salam? Aproape. Microfon. Ce pula mea asta? Microfon. 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 Microfon? Microfon, înțeles să-i acum. Mai facem una? Bine, ok. Mai facem una. Microfon? Cine mă făcea așa? Ce înseamnă aia microfon? Nu știi cum faceți tău Instagram? Ok. Dăm aceea muzicuță. Să-ți dai un cuvânt mai ușor. Zici gata? Nu mă te aud! Ce cuvânt să-i dăm noi? Pistrui. Pitură! Nu. Pistrui. Pizza! Pistrui. Picior? E bine începutul, dar noi continuăm. Deget! Nu. E începutul Bișat. Bun. Nu. Nu, e nici pe departe. Pistrui. Aoleu, nu pot să spun ce înțeleg. Pistrui. Pinguin. Pistrui. Pistrui. Picior. Sâmbure. Castron. Pistrui. Obraz. Pistrui. Barbă. Pistrui. Pistrui. Măsa. Dantură. Pula. Limbă. Gârleș. Pistrui. Nas. Pistrui. Pe ochi. Pistrui pe ochi, înțelegi? Înțelegi? Picior, obraz, barbă. Pistrui. Cred că n-ai voie să vorbești atâtea cuvinte. Nu. Pistrui. Fard. Înțelegeți voi așa ceva? Pistrui. Ce mă? Pistrui! Pe ochi, în pula mea! Gata, ai pierdut! Ce te... Pistrui, mă, nu înțelegi? Pistrui? Îți făceam pe ochi, pistrui! Nu mai pot, mă! Înțelegi pistrui? Mă nebunești cu pistrui, nu înțeleg ce faci cu ochi, barbă! Pistrui, măsa, pupic, de unde ne-ai bani spus să-și? Zic că e așa și așa la pinguin. Uuuu, bă, ești nebun. Bun, dăm aici microfonul domnului Slater. Cred că cam atunci cu acest mic, cum să-i spunem, challenge. Am fost alături de Malakai, un tip foarte bun. Ajută săraci pe stradă, trece bătrânicile strada. Ai ceva de spus la final? La revedere. Nu mai cumpăm un microfonul. La revedere. La revedere. Vă salutăm. Pa.